găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarea oră. Băiețelul de 2 ani, care dispăruse dintr-o localitate din Botoșani, a fost găsit în viață după 25 de ore de căutări disperate. Vă spunem povestea supraviețuirii sale, peste noapte, în pădure, la temperaturi destul de scăzute, imediat. Liderii coaliției caută candidat la primăria capitalei. Discuțiile începute acum 3 ore și jumătate se prelungesc. Putin nu mai contenește să sărbătorească. Astăzi s-a urcat pe scenă zâmbitor să le vorbească despre ocuparea Crimeei acum 9 ani rușilor. După ce ieri s-a declarat câștigător al simulacrului de alegeri cu un scor de-a dreptul sovietic, peste 87%. Găsirea candidatului coaliției pentru primăria capitalei pare, pe măsură ce trece timpul, o misiune aproape imposibilă. Liderii coaliției iar discută de ore întregi pe cine să trimită în cursa pentru București, contra lui Nicușor Dan. Întâlnirea de la guvern a început de aproape 4 ore, iar numele care apare pe surse de acolo este cel al medicului Cătălin Cârstoiu, managerul de la Universitar, cel mai mare spital al capitalei. Este o decizie importantă, pentru că, de obicei, într-un an electoral, alegerile pentru primăria capitalei sunt cele care arată cum va merge jocul electoral pe parcursul întregului an. Copilul de 2 ani dispărut în Botoșani a fost găsit în mod miraculos în pădure, la 3 km de locul unde a fost văzut ultima oară. Băiatul a fost căutat 25 de ore, inclusiv cu ajutorul unui elicopter. Peste 300 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au periat metru cu metru zonele împădurite. Misiunea salvatorilor a fost îngreunată însă de terenul accidentat. How is your son? Did you speak to him? He's good, he's well, he's all right, he's fine. He's fine, he's doing great. Muslim is everybody. God bless you. Thank you. La capătul a 25 de ore de căutări, copilul de 2 ani dispărut în Botoșani a fost găsit teafăr de 3 polițiști lângă un copac din pădure. Era la peste 3 km distanță de locul unde a fost văzut ultima oară. Micuțul a ajuns din nou în brațele părinților. L-au găsit pe copilaș, acum am fost și eu informat de poliție, la Vorona, la schip, îl schimbau de hăinuțe. Slavă lui Dumnezeu! Copilul de doar 2 ani era în vizită cu bunica la o rudă în comuna Tudora, când a dispărut fără urmă. Într-o clipă de neatenție a ieșit din curte și s-a făcut nevăzut. Am venit aici la niște neamuri și am luat băiatul cu mine. Și dacă a durat vreo 8, hai să zic 10 minute, el, pac, nu m-a dispărut. O cameră de supraveghere din parcul din localitate a surprins și imagini cu băiatul înainte de dispariție. Mergea singur și s-a făcut nevăzut. Salvatorii l-au căutat cu drone, câini, camere cu termoviziune și inclusiv un elicopter SMURD. Două sute de voluntari și forțele de ordine au căutat metru cu metru în pădurile din zonă. Pentru că terenul este accidentat, au folosit ATV-uri și vehicule cu șenile. Da. Plecăm totodată și voi în stânga, în dreapta și păstrați ca speriem totodată. S-a văzut că a intrat camera de la canton, de la păduroar, s-a intrat în pădure. Băiatul a înfruntat inclusiv temperaturile scăzute din timpul nopții. Misiunea a fost îndeplinită cu succes ca urmare a mobilizării exemplare și a eforturilor forțelor de ordine și a întregii comunități. Copilul a fost transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. Ne toarcem în București, ceartă în plină stradă între primarul sectorului 3 și polițiștii locali, trimiși de Nicușor Dan să blocheze șantierul pentru extinderea unei benzi de circulație. Robert Negoiță îl acuză pe primarul general că i-a trimis poliția pe cap și nu îl lasă să lucreze. De cealaltă parte, Nicușor Dan a spus la B1 TV că zona respectivă nu ține de primăria lui Negoiță, ci administrată de primăria sa. Vă reamintesc, cei doi nu sunt la prima dispută. Anul trecut s-au certat din cauza palmierilor din Piața Unirii și a terenului retrocedat din Parcul Iore.
poliția de la municipiul București, uitați, dânsii au venit aici, trimiși de primarul general, intră peste oameni în șantier să le ia lopețile din mână. Lăsați-ne, domnule, să ne facem treaba. Duceți-vă că aveți probleme de rezolvat. Haideți, domnule, să vedeți. Uitați cum ne-a trimis aici, plin de poliția locală. Ne-a venit aici cu dube, poliția locală și au întrebat toate problemele. Nu ne lasă să terminăm lucrarea. Uitați-vă și la asta, plecați, domnule, vedeți-vă de treabă, că aveți treabă de făcut. Dumneavoastră, ce facem, negoniți? Da, faceți, veniți încoace, domnule, și luați lopetele din mână. Arătați-mi autorizația și dumneavoastră. Avem autorizație, v-am arătat-o. V-a arătat-o, colegul, i-a arătat autorizația. Dați, dumneavoastră, ne luați acum cui valabil, nu-i valabil. Valabil la ce? Vedeți-vă de drum! Dacă eu aș intra în curtea dumneavoastră și m-aș apuca să pun un stâlp, că zic că așa iluminez mai bine curtea pe care eu o am. Dumneavoastră nu ați sunat la poliție și ați spune că nu e posibil ca eu să intru pe proprietatea dumneavoastră. Exact asta se întâmplă și eu mă întreb de câte sute de ori mai trebuie domnul Negoiță să facă lucruri pe care le-a făcut deja de sute de ori și să nu intre în pușcărie. Nu se poate așa ceva. Există o delimitare de atribuții. Tu poți să cheltuiești banul public acolo unde ai administrarea. Acea stradă nu este în administrarea sectorului 3, este în administrarea primăriei capitale. Coaliția PNL-PSD vrea să arunce un medic în lupta cu matematicianul Nicu Șordan pentru primăria capitalei. Candidatul comun la primăria capitalei va fi, potrivit unor surse, medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Cât despre candidații la sectoare, au loc în continuare tot felul de discuții. Colega noastră Elena Crângaș urmărește ședința coaliției. Bună seara, Elena! Bună seara, Claudiu, bun găsit tuturor. Deja de aproape 4 ore sunt liderii coaliției aici la Palatul Victoria în ședință și este posibil să vedem astăzi o decizie, cel puțin asta ne-au lăsat să înțelegem, dar nu ne-ar surprinde nici dacă s-ar fi răzgândit, pentru că este deja a treia ședință a coaliției în care se discută despre primarul capitalei. Au spus că vor merge împreună, apoi că vor merge separat. Din ultimele declarații de astăzi au decis că este mai bine să meargă împreună, iar cea mai posibilă variantă este Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Dar am văzut contradicții și aici, pentru că în timp ce președintele PNL, Nicolae Ciucă, afirma că este o persoană cunoscută, pe care nu ar mai trebui să o creioneze până la alegeri, pentru că are un profil deja bun pentru a fi candidatul capitalei și că toată lumea știe Spitalul Universitar din București, Rareș Bogdan, un alt lider în PNL care de asemenea a participat la aceste ședințe ale coaliției, spunea că nu-l cunoaște pe Cătălin Cârstoiu și chiar l-a ironizat spunând că este medic de genunchi. Lăsând asta la o parte, a fost măsurat de coaliție și ar sta destul de bine, deși nu ar avea 20% în aceste analize, susțin surse, însă are potențial de creștere astfel încât să reușească să îl învingă pe Nicușor Dan. Pe de altă parte, în ceea ce privește primările de sectoare, au decis ca și acolo să meargă împreună, atât la primărie cât și la Consiliul General, pentru a avea o majoritate și sunt deja câteva nume vehiculate. Pentru sectorul 1, fie Sebastian Burduja, fie George Tuță, deputatul George Tuță, ar putea fi variante. La sectorul 2, actualul prefect al capitalei, Rareș Hopincă, la sectoarele 3 și 4, i-am putea vedea în continuare pe Robert Negoiță și Daniel Băluță, iar la sectorul 6 pe liberalul Ciprian Ciucu rămâne în discuție primăria sectorului 5, unde nu ar avea încă un nume. Vă spuneam că sunt deja de aproape 4 ore în ședință și vom vedea dacă astăzi avem într-adevăr decizia finală și dacă bucureștenii știu cine va fi candidatul coaliției pentru alegerile din care se vor desfășura în câteva luni. Am vrut să-l sun pe maestru Cristoiu, care am făcut vreo 3 ani emisiune. Zic, domn maestre, ce faci? Candidez? Ce faceți, maestre? Deci, Cristoiu, eu nu-l cunosc pe domnul acesta. Nu, domnule, Cristoiu, nu-i Cristoiu. Păi știți că e doctor, domnule, n-am o probleme. Ce face el? E doctor de dinți, nu de dinți, de genunchi. N-am o probleme cu genunchii, din fericire, încă mă țin genunchii. Dar zic, ce face? Unde? Eu nu știu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că e manager la universitate, la Spitalul Universitar. Când eram la Barcelona, am primit numele unui arhitect. Celebru, am înțeles, domnul Florescu. Și îmi spuneau vineri că domnul Florescu este candidat. Am dat repede pe Google, am găsit că e un om extrem de
apreciabil. Am zis că dacă ne-ar fi spus înainte ce se dorește, am fi vorbit și cu depotul lui Gaud, arhitectul Florescu sau doctorul de genunchi. Nu știu, noi nu i-am testat. Dacă colegii PSD-și vin și ne arată că e o soluție, eu nu vin să spun da sau ba. La capitală se caută o soluție optimă. Dacă soluția optimă este domnul Cârstoiu, mergem pe Cârstoiu. A fost... Era pe piedone în locul lui Nicușor, dar... Schimb pe dracu cu măsa, nu știu. Bun, cine este acest medic de genunchi, așa cum îl caracterizează domnul Rareș Bogdan? Facem o mică paranteză. Nu, să nu uităm, liderii politici, PNL și PSD, s-au luptat să comaseze alegerile. Se luptă în continuare de săptămâni bune să găsească un candidat pentru capitală. Așadar, cine este doctorul Cârstoiu? Are 50 de ani, e manager al Spitalului Universitar, e medic ortoped și este decanul Facultății de Medicină. Salarii peste 10.000 de euro pe lună. Vom vedea dacă rămâne candidatul, ce va fi desemnat de cele două formațiuni. Până atunci, ședința este în desfășurare și o să revenim de acolo cu detalii. Mergem mai departe. Experiment agrojurnal cu rezultate îngrijorătoare. Insecticide extrem de periculoase au fost găsite în verdeața de sezon. Printre substanțele toxice se numără inclusiv DDT, un insecticid de mult interzis în Uniunea Europeană și de altfel în întreaga lume. Și ceapa de unde o aveți? Savangia. Vreau și o, două salate. Salată de salată românească. Verdețurile gata luate de la piață au fost duse direct în laborator. O punem nespălată la mărunchi. Următorul pas, când tălim salata, punem cantitatea necesară din protocol. Tot în protocolul laboratorului a intrat și ceapa de sabangia luată de la piață. Avem un produs, ceapa verde. Vom lua de fiecare legătură. Vom pune la mărunțit. Însă surpriza cea mare a fost la ceapa verde. Am descoperit în probele de ceapă verde bine cunoscuta substanță DDT, diclorodifenil triclorietan. DDT-ul este un pesticid interzis la nivel european încă din 1991 din cauza toxicității sale cunoscute, fiind legat de multiple tipuri de cancer la om. În ceea ce privește proba de salată verde luată din piață, am găsit urmele folosirii a 6 pesticide, toate sub limita maximă admisă. Dacă ați face o salată din salată verde și ceapă, ați avea în total în bolul de salată 6 fungicide, 2 erbicide și cireașa de pe tort de DDT-ul care nu ar avea ce să caute sub nicio formă în bolul nostru de salată sănătoasă. Eu cred că ăsta este poate cel mai mare pericol. Faptul că găsim urme de DDT la 30 de ani distanță de când acest produs a fost interzis la nivel mondial. El nu se mai folosește în nicio țară din lume. Atestă studiile care au fost făcute și care spun că acest produs are o remanență în sol de până sau peste 100 de ani. Pe hârtie ieftinire, la raft scumpire. E ceea ce s-a întâmplat de fapt după măsura plafonării adaosului comercial, care ar fi trebuit să ieftinească produsele sau măcar să le țină sub control. În realitate, mai mult alimente din lista guvernului, cum ar fi cartofii sau carnea de porc, au înregistrat scumpiri de până la 10% luna trecută. Și sunt date oficiale de la Institutul Național de Statistică, potrivit economiștilor. Măsura guvernului a dus la reducerea producției, iar din acest motiv, prețurile au crescut. Din cele 21 de produse care au adaosul comercial plafonat la 20%, pentru mai multe alimente în piață efectul a fost advers. În loc să se ieftinească, s-au scumpit. De exemplu, cartofii, carnea de porc, dar și fructele s-au scumpit cu 9%, iar kilogramul de telemea de vacă costă aproape 50 de lei, cu 3% mai mult decât anul trecut, arată datele de la statistică. Și carnea de pui, dar și pâinea au prețuri mai mari acum. De exemplu, anul trecut puneam roșia, cea mai ieftină era 7 lei 8 lei, acum pe piață. Și acum e 10 lei 11 lei pe piață, cea mai ieftină, roșie de import, pentru că și noi le luăm mai scump. Strugurii era 7 lei 8 lei, acum 10 lei 11 lei, nu mai poți să te apropii de ei. Bătrânei la fel, iau un ciorchine, nu mai iau un kilogram. Toate sunt foarte scumpe. Astăzi
cred că am dat 200 ce am cumpărat. Și uite, nu-i nimic. Legume și fructe. Fructele și ruși. Marea ieftinire forțată de guvern, care este aplicată deja de 8 luni, nu se simte nici în buzunarele românilor. O analiză recentă, FES România, arată că măsura plafonării a reușit să reducă cu doar 1% cheltuielile unei familii. Ai văzut ieftinire în magazine? Numai? Eu personal nu. Și port și ochelari. Poate fac și eu o tură de piață, de supermarket, să vadă și prețurile. Dumneavoastră, ați văzut ieftinire în piață? Nu prea am văzut. Nu prea. Funcționează deja de aproape un an măsura. Funcționează, dar se vede de la o zi la alta că prețul e în creștere mereu. La finalul lunii martie, măsura ar urma să expire, însă, potrivit unor surse, guvernul ia în calcul prelungirea plafonării adaosului comercial pentru încă cel puțin 6 luni. Prelungirea acestei măsuri nu este decât un simplu afiș electoral. Această măsură este clar una inutilă. Vedem efectele adverse pe care le spune orice carte de economie. Când statul intervine în mecanismul prețurilor, încet, încet oferta se deteriorează și lucrurile se complică și mai tare. Prețurile continuă să crească pentru că avem o ofertă înrăutățită de această plafonare. În ciuda măsurilor guvernamentale, prețurile din România se mențin ridicate. În luna februarie, inflația a fost de 7,2%, fiind cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. Primim vești de la guvern, tocmai ce s-a încheiat ședința coaliției. Vedem acum imagini în direct, liderii celor două formațiuni pleacă acum din clădirea guvernului. Este o întâlnire importantă pentru că ar trebui astăzi să stabilească cine este candidatul comun care intră în cursa pentru București sau, dacă nu se înțeleg, cu ce candidați merg cele două formațiuni. O să primim imediat amănunte. Tot în scurt timp vom comenta miza acestor alegeri, care nu e deloc mică. În studioul Digi24, Ion Meoniță, alături de mine, vom dezbate pe larg subiectul. Până una alta, mergem mai departe. Am devenit lupul de pe Wall Street, e un citat. Așa a spus Marcel Ciolacu, premierul României, la emisiunea Briefing de la Digi24. Declarația a venit în contextul procesului câștigat de România în dosarul Roșia Montană, despre acuzațiile că ar fi manipulat bursa. Am avut aceste discuții. O echipă profesionistă de avocați, mai ales doamne, și am avut și plăcerea de a le cunoaște, au reușit o minune să câștige acest proces pentru România și acum eu trebuie, am devenit, după ce am câștigat procesul, după ce... Păi l-ați câștigat dumneavoastră, l-a câștigat după, România. După ce România, m-am exprimat greșit, după ce România a câștigat procesul, eu prim-ministru, am devenit un fel de, cum era, lupul după Wall Street. Am devenit cel mai mare jucător după Wall Street, eu neavând, iar tranzacțiile au fost în jur de 2 milioane de dolari. Nu cred că în viața asta, poate în viața următoare, poate o să fiu lupul după Wall Street. Arme pentru Ucraina aduse prin România, este informația confirmată oficial de președintele României. Klaus Iohannis a aprobat un transport militar care va pleca din Finlanda și va trece și pe la noi înainte de a ajunge în Ucraina. În plus, șeful statului a anunțat că 50 de piloți ucraineni vor fi pregătiți în țara noastră. Când vor fi instruiți la Centrul Internațional NATO de la Fetești, rămâne deocamdată o informație păstrată în regim confidențial. ...4.000 de locuri de muncă și energie cât pentru alimentarea unui oraș ca Buzăul. Asta vrea să obțină România prin construirea unei centrale nucleare la Doicești cu tehnologie americană. La 90 de kilometri de București ar urma să fie amplasate 6 reactoare modulare mici, suficiente pentru alimentarea a 46.000 de case. Investiția s-ar putea ridica la 6 miliarde de dolari. Dacă totul merge bine, în 5-6 ani, în Doicești va fi dată în folosință prima centrală nucleară cu reactoare modulare de mici dimensiuni. Este o tehnologie americană pe care România o va implementa în premieră. Ministrul Energiei a văzut România deschizător de drumuri. Prea mulți ani ne-am obișnuit să prindem din urmă, adesea gâfâind,
trecutul altora. E momentul să scriem noi viitorul lumii. Vă întreb, dacă nu noi, atunci cine? Două bănci din America ar urma să financeze proiectul estimat să coste între 4 și 6 miliarde de dolari. Pentru că va fi ridicat pe locul unei foste termocentrale care era deja legată la sistemul energetic național și pentru că forța de muncă din România este mai ieftină, autoritățile se așteaptă ca proiectul de la Doicești să coste mai puțin decât cel din Statele Unite. Centrala din Idaho nu se va mai construi, tocmai din cauza costurilor mari. Estimarea pentru investiție era de 9,2 miliarde de dolari. Proiectul din Idaho nu beneficia de infrastructură, transformatoare, linii electrice, râu, apă și ca atare necesita mai multe îmbunătățiri inginerești. Curentul produs la Doicești va fi mai ieftin, spun autoritățile. Romania is poised, and as the minister just said, to become a regional clean energy hub. Localnicii speră că noua centrală va însemna mai multe joburi în zonă. Nu mai ne ducem până la Găiești, eu lucrez la Găiești. Ar fi necesare niște locuri de muncă mai aproape. Nu toți sunt însă convinși că tehnologia este sigură, în ciuda asigurărilor date de autorități. Dacă l-a făcut niciodată și experimental, deci de unde să știi că merge sau nu merge? Nu știu de așa băgat-o în sat, dacă nuclear trebuia să fie băgat în altă parte mai departe. Nu suntem cobai, au strigat și câțiva membri AUR în fața amplasamentului viitoarei centrale nucleare. Putin nu se mai oprește din sărbătorit. Desigur, al cincelea mandat de președinte obținut după simulacrul de alegeri din weekend, dar și 10 ani de la anexarea peninsulei Crimea, printr-un spectacol în Piața Roșie. Vladimir Putin! Președintele rus a fost primit azi pe scenă ca un star rock. Nu a venit singur, a fost însoțit de cei trei contracandidați pe care i-a avut la alegerile prezidențiale. Putin nu a mai spus nimic despre victoria lui în alegeri. A vorbit doar despre Crimea și despre rolul strategic al acestui teritoriu ucrainean anexat de Moscova acum 10 ani. Nu a uitat de teritoriile nou anexate. A spus că drumul acestora către Moscova a fost mai greu, dar că destinația e aceeași. La final, Putin și publicul au cântat imnul Rusiei. Unii chiar cu patos, alții, ca președintele rus, mai discret. În timp ce Vladimir Putin sărbătorea în Piața Roșie, a venit și reacția Statelor Unite la rezultatul procesului electoral. A fost unul complet nedemocratic, a caracterizat Departamentul de Stat scrutinul de 3 zile. Un scrutin la capătul căruia Putin a obținut un scor record de 87,28%. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că a fost un rezultat, și citez acum, excepțional de perfect. Vladimir Putin pare să fie mai popular ca niciodată, dacă este să credem informațiile venite de la autoritățile regimului dictatorial din Rusia. 87.113.127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%. Уникальный совершенно результат для действующего президента Путина. Putin a primit felicitări din țări aliniate ideologic cu Rusia, cum ar fi Coreea de Nord, China, Iran, Cuba și Venezuela, printre altele. În schimb, în vest, liderii și oamenii obișnuiți au văzut alegerile din Rusia drept o regie ieftină. Mi-a cavarat su risaga. Se are fas. La catastrofă. Dass sie mal irgendwann zur Ruhe kommen vielleicht, dass du, keine Ahnung, dass mal andere Parteien sich aufstellen dürfen. Die wurden ja nicht aufgestellt anscheinend, ne? Da durfte sich keiner aufstellen. Ja, ja, eine Katastrophe. Moi, je suis né dans une régénération, j'ai l'impression que ça a toujours été Poutine qui a été élu. Et c'est vrai que ça commence à être une blague. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Voilà, je pense que c'est tout le monde pareil. C'est comme une pièce de théâtre, quoi. Il joue son rôle. Reconfirmat ca președinte, Vladimir Putin a anunțat deja planuri pentru războiul din Ucraina, care le dau fiori ucrainenilor. Vă spuneam acum câteva momente că întâlnirea coaliției de la guvern s-a încheiat chiar acum. Vedem imagini în direct. Sunt liderii coaliției
fericiți după încă o rundă de discuții. O să aflăm în scurt timp și rezultatul acestor negocieri și vom vedea dacă Cătălin Cârstoiu, acest nume de candidat vehiculat astăzi, a și rămas. Comentăm miza acestei întâlniri și miza deciziei împreună cu Ion Meioniță. Bună seara, Ion Meioniță! Bună seara! Venit. Mulțumesc! De obicei, candidatul și alegerile pentru primăria capitalei, chiar dacă se vor simți neglijați alegătorii din alte orașe importante, dar de obicei, alegerile din București sunt cele care dau tonul întregului an electoral. Cele mai importante alegeri locale, bineînțeles, cu încărcătură politică extraordinară. Nu e vorba numai despre administrarea capitalei, 2 milioane de oameni, ceea ce este în sine important, dar este vorba despre trendul pe care îl dă pentru următoarele alegeri cruciale, evident, pentru România și nu numai pentru România, vorbim și despre alegeri europene care se țin în aceea zi cu alegerile locale. Deci greutatea acestor alegeri și implicit greutatea candidatului pe care îl desemnează coaliția PNL-PSD sunt uriașe. Un nou nume a apărut astăzi, cea a medicului și șeful Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu. Da, nu știm încă ce. Mergem pe această ipoteză, aflăm în scurt timp. Da. Vin colegii cu detalii de după întâlnire. Haideți să discutăm și ipoteza. Era nevoie de un tip de candidat, un profil de candidat care să nu antagonizeze cele două electorate diferite, PNL și PSD. Deci și alegătorii PNL și alegătorii PSD, evident, să de poată aceea să au mers pe această variantă. Ați văzut cât de dificil a fost, de câte ori s-au întrunit, câte ședințe au fost fără niciun rezultat, pentru că nu aveau profilul acesta găsit dinainte. Ar fi trebuit să aibă întâi candidatul și după aia să vină să anunțe susținerea comună a celor două partide. N-a fost așa, a fost invers. Întâi au anunțat că vor avea candidat comun și după aia s-au apucat să-l caute. Ceea ce este foarte contraproductiv și vedem că au întârziat foarte mult. Însă aveau nevoie de acest tip de candidat pentru că altfel pesediștii nemulțumiți s-ar fi dus să-l voteze pe Piedone, iar liberalii nemulțumiți de candidatul PSD, eventual, s-ar fi dus să-l voteze pe Nicu Șordan. Așa încât ar fi fost o soluție perdantă pentru coaliție să meargă cu un profil politic foarte bine accentuat. Și de aceea au mers, ați văzut, au fost două nume vehiculate în ultima vreme, se pare că doctorul Cârstoiu va fi cel ales. Să primim vedem. Confirmarea și rezultatul negocierilor în scurt timp. Sigur, nu e exclus nimic, am mai văzut astfel de negocieri finale de câteva ori în ultimele săptămâni. Intrarea lui Cristian Popescu Piedone în această cursă, cel puțin declarativ, a schimbat paradigma și felul în care partidele s-au poziționat. I-a fost un factor care a accentuat această mini-criză politică în sânul coaliției. Pentru că nu se așteptau la așa ceva și mai ales nu se așteptau la scorul foarte bun. Și să nu uităm, Nicu Șordan este cel care a anunțat că Piedone e pe primul loc chiar înaintea lui, într-un sondaj comandat chiar de Nicu Șordan, ceea ce este extrem de neobișnuit. Ca un candidat să spună, eu sunt pe locul 2. De obicei, când faci un candidat și ești favorit, ești primar în funcție, spui, eu voi câștiga. Diferența era însă foarte mică și cred că a făcut acest anunț în mod deliberat. Pe de o parte ca să-și mobilizeze electoratul propriu și a doua oară țintind coaliția. Pentru că, vedeți, sub impactul acestor sondaje de opinie, coaliția și-a schimbat politica și a mers pe această variantă. A ajuns să caute un candidat independent, nu un membru de partid, nu un om cu un profil foarte accentuat, nu un om cunoscut. Vedeți, puțină lume știe cine ar fi candidatul coaliției în acest moment. Ori asta l-avantajează pe Nicu Șordan. Dar intrarea lui Piedone și clasarea lui sus în toate sondajele de opinie a făcut ca PNL și PSD să schimbe optica și să meargă spre o altă soluție. Mai este un lucru. Întotdeauna candidatul la primăria capitalei a putut să profite de votul ăla electoral pentru a visa, de ce nu, chiar la funcția supremă a stat. Da. Am avut Traian Băsescu, nu? Acum partidele, dincolo de această ecuație politică pe care tu ai descris-o și poziționarea electoratului față de un candidat
PSD pur sânge sau PNL pur sânge, care ar fi ținut acasă sau ar fi trimis voturile către altcineva. De data asta avem parte, dacă, desigur, facem această precizare, rămâne candidatura doctorului Cârstoiu, rămâne în vigoare, avem parte de un candidat care, la o primă vedere, nu pune probleme politice nici domnului Ciucă, nici domnului Ciolacu. Corect. Este una dintre rațiunile care au dus la alegerea acestui tip de candidat. Nu este străin, să spunem, de lumea politică, domnul Cârstoiu, chiar dacă nu are tangență, dar... Ca paranteză, este finul lui este Traian Băsescu. Este finul lui Traian Băsescu, deci are o conexiune, să spunem, și o legătură cu PD, o fostul PD, de mai demult, din familie, să spunem. Tatăl Ionez, său fiind prefect. Îți propun să facem așa, luăm o pauză, va veni și Iancu Guda cu Banii în Mișcare, îi îndemnăm însă pe cei de acasă să rămână alături de noi, avem informații proaspete din coaliție, în această seară e posibil să avem o decizie finală. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors, vă reamintesc, s-a încheiat ședința coaliției la guvern, o ședință în care ar fi trebuit să stabilească cine este candidatul comun al PSD și PNL la primăria capitalei. Din informațiile pe care le avem acum, nu sunt încă confirmate oficial, cele două partide ar fi ajuns la varianta unui candidat comun și a unei liste comune de candidați pentru toate sectoarele capitalei. Desigur, sunt primării unde vor susține ambele partide primarii aflați în funcție. Mă întorc la discuția cu Ion Meioniță, comentam aceste informații în urmă cu puține minute și repet, miza acestei decizii și miza alegerilor din capitale este una care trece de niște simple alegeri locale. De fapt, cea mai mare importanță o are pentru coaliția PNL-PSD. Este testul lor principal, pentru că, evident, este prima rundă de alegeri din calendarul acestui an, o rundă dublă de alegeri, dar pentru ei este uriașă miza, pentru că arată viabilitatea proiectului. Dacă împreună reușesc să aibă un primar al capitalei, sigur că le dă o altă perspectivă pentru alegerile următoare. Dacă nu vor reuși, sigur că vor începe discuțiile înăuntru coaliției. De ce n-am reușit? Cine a greșit? Care decizie a fost proastă? De ce am mers cu candidatul ăsta și n-am mers cu alt candidat? Vedeți discuția pe care o are doamna Firea în acest moment cu PSD-ul și le reproșează foarte tăios că nu merg pe candidatura ei. Atunci vă dați seama un eșec la ce efecte ar avea în interiorul celor două partide, atât în PNL, că ați văzut comentariile lui Rareș Bogdan de astăzi referitoare la posibilul candidat Cârstoiu, cât și ale doamnei Firea. Și mai e ceva de menționat, aceste rezultate ale acestor alegeri, pentru că pot declanșa acele mișcări în interiorul formațiunilor aflate în momentul ăsta la guvernare, ar putea determina până și candidatul la președinția României. Doamnelor, domnilor, timpul nostru din această seară s-a încheiat, rămâneți însă alături de Digi24, urmează știrile din sport și jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.